Stimată familie îndoliată, dragi creștini, stimată biserică, în ziua aceasta suntem în locul acesta pentru că vedem că moartea e realitate. Mergem la înmormântări și credem că la alții se poate întâmpla, dar nu la noi. Și vedeți, un simplu telefon face diferența. O simplă analiză, un simplu mesaj face diferența între viață și moarte. Avem noi garanția că ne mai întâlnim? Avem noi garanția că mai ajungem acasă după ce se încheie înmormântarea? N-avem nicio garanție. Deși toată viața ai mâncat bio, ai mers la sala de fitness, ai încercat să nu abuzezi de mâncare și așa mai departe, și ai încercat să te menții. Și ai zis, și românul șurează cel mai mult, zice, îți doresc sănătate. De ce? Și eu făcut și o rimă. Îți doresc sănătate că e mai bună decât toate. Dar știți că e ceva mai bun decât sănătatea? Știți ce e? Mântuirea. Că degeaba ești sănătos și departe de Dumnezeu. Degeaba trăiești multe zile și nu-L cauți pe Dumnezeu. Noi avem o cântare, poate că s-o cântat aseară la priveghi. Avem o cântare care o cântăm la înmormântări și știi ce spune? Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Păi la moarte toți vor lângă Dumnezeu. Toți vor și ateul strigă Doamne în clipa morții. Dar nu poți să fii la moarte cu Dumnezeu dacă n-ai umblat cu Dumnezeu în viață. De aceea aș vrea în această zi să ne punem la inimă cuvintele acestea care le voi rosti și care vor fi rostite în continuare și aș vrea ca să înțelegem că suntem numai pentru o vreme. Tot ce avem și tot ce suntem, suntem numai pentru o vreme. Și bogăția e pentru o vreme, da? Zice Luca 16 că bogatul cât a fost de bogat, dar a avut o vreme când s-a gătat. S-a gătat cu bogăția, s-a gătat cu luxul, s-a gătat cu fastul. Dar știți ce s-a mai gătat? S-a gătat și bubele. Bubele lui Lazar s-a gătat. Se gată și binele, se gată și rău. Dar ce e important cel mai mult în viața aceasta? E ceea ce ne așteaptă dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Frate Florin, e un moment greu pentru tine. E un moment de durere care nu ți l-ai plănuit. Știu că ați avut planuri de viitor. Știu că v-ați gândit, poate, vacanța copiilor. V-ați gândit de începutul școlii. Acum, povara rămâne pe umerii tăi. Va trebui să răspunzi la întrebări la care n-ai vrea să răspunzi. Știu acasă când mă întreabă copiii ceva și nu vreau să le răspund. Le zic, întrebați pe mamă ta. Întrebați, ziceți ei că ea are timp, eu n-am timp acum. Dar vreau să-ți spun ce o citi fratele Cornel în după amiaza aceasta. Versetul 6 din Psalmul 62 spune, da, începe cu o afirmație pozitivă, da, El este stânca și ajutorul meu. Frate Florin, da, El este stânca și ajutorul tău. Nu-ți pot răspunde la întrebări. N-am venit nici eu, nici fratele Petrică Vrăbioru să-ți răspundem la întrebări. Pentru că, să știți, noi în cazuri de acestea punem întrebări, da, greșite. Și tot timpul întrebăm de ce. Și asta e întrebarea care răsună pe buzele noastre și în inimile noastre. De ce? De ce la 35 de ani? Vă spun, m-am întors azi noapte la ora 3 de la Oradea. Eu acum după înmormântare plec tot în județul Bihor și îmi plănuiam să rămân peste noapte acolo, să nu vin înapoi, pentru că e drumul lung. Dar din pricina plecării sorei Eugenie am spus fratelui Gusti, am să mă întorc și am să fiu la mormântare împreună cu voi. Știu că aveți întrebarea de ce, 35 de ani, de ce? Dar nu asta e întrebarea la care trebuie să ne opunem în clipele morții, când pleacă cineva din casa noastră, dintre cei dragi. Știu că întrebăm de ce, dar nu ne răspunde Dumnezeu la întrebarea de ce. Nu ne răspunde Dumnezeu de ce. Ar trebui să punem întrebarea care contează, Doamne, ce vrei să-mi vorbești în momentele acestea? Ce vrei să-mi vorbești în situația aceasta? Pentru că la întrebarea aceasta Dumnezeu răspunde. Dacă întrebăm de ce, Dumnezeu nu ne va răspunde. Dar să știți că în situația aceasta Dumnezeu are ceva de vorbit. Spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, că prin conștiință Dumnezeu îți șoptește.
Prin cuvânt îți vorbește și prin moarte Dumnezeu strigă la tine. Știu că la cineva din preajma familiei, totdeauna, primii la care le vorbește Dumnezeu prin sicriu, e cineva din apropiere, e cineva din casă, e cineva din familie. Nu știu pe cine l-așteaptă Dumnezeu să iau o hotărâre, nu știu la care strigă Dumnezeu de ani de zile, nu știu ce are Dumnezeu cu tine, cu viața ta, dar să știi, prin plecarea surorii noastre, Eugenia, Dumnezeu strigă la cineva. E ciudat că vedem parcă bătrânul pleacă greu și ne mor foarte mulți tineri. În ultimul an am predicat la foarte multe înmormântări de tineri. Tineri. Acum de două săptămâni am predicat la marginea, lângă Făget, la o tânără de 23 de ani, 24 de ani, din familie de 8 copii, bolnavă de cancer. Înainte să moară, îmi spuneau frații ei, erau în jurul sicriului, o zis, înainte să moară, sora noastră, se ruga, dar nu se ruga pentru ea. Nu s-a rugat ca Dumnezeu să o vindece, nu s-a rugat ca Dumnezeu să intervină. Și zice, de acolo de pe patul de suferință, se ruga, cum mergeam și intram la ea în cameră să o vedem, zice, se ruga pentru noi, pentru fiecare din noi, ca să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Nu înțelegem. În ziua de joia mare, în perioada Paștelui, am predicat la Recaș, la o înmormântare, la o soră tânără, 38 de ani, 6 copii mici, erau în jurul sicriului. Nu înțelegem. Nu înțelegem de ce mor copiii, nu înțelegem de ce mor tinerii. Dar știți că spune Biblia la un moment dat, la înviere, în Ioan capitolul 20 cu versetul 4, cu alergat Petru și cu Ioan au alergat la mormânt. Și zice cuvântul Domnului, cum alergau ei, zice, cel mai tânăr a ajuns mai repede la mormânt. Cel tânăr a ajuns la mormânt înaintea celui mai în vârstă. Nu vedeți că aceeași situație o avem și noi astăzi? Câți din biserică, câți din neamul vostru n-ar fi fost dispuși să spună, Doamne, am trăit destul, 75, 80 de ani, îmi chinui zilele, vreau să plec. Dar să rămână Eugenia, să rămână ea la copii, să rămână ea la soț, să rămână. Nu înțelegem, dar în această zi vreau să vă spun că fiecare zi a vieții noastre e o luptă. Noi trebuie să luptăm pe pământul acesta. Ne luptăm de multe ori cu procese, ne luptăm cu unde să punem gardul, mai în stânga, mai în dreapta, să-l mutăm, să mai căpătăm o palmă de pământ, cumva să ne fie nouă mai bine pe pământul acesta. Dar nu la lupta aceasta, că uitați-vă, plecăm cu mâinile goale. Plecăm sănătos, tu, n-ai avut nicio problemă. S-a oprit inima și ai plecat. Ce folos că te-ai dus și ți-ai mâncat banii cu avocații? Ce folos că te-ai dat în judecată pentru o palmă de pământ? O zis cineva la o înmormântare. O zis, dacă ar mai trăi, aș lăsa toată grădina. Dar lasă eu, Domne, acum. Lasă eu acum. Nu mă eu da la înmormântare. Dar știți care e problema? Ne luptăm tot pentru ceea ce nu trebuie. Ne luptăm tot pentru ceea ce n-are valoare. În loc să ne luptăm pentru sufletele noastre. În loc să ne luptăm, cum zice Neemia, să luptăm pentru casele noastre. Pentru familiile noastre, să-L cunoască pe Dumnezeu. Le-am zis copiilor mei, acum când îți o încheia școala, am uitat și eu în carnetele lor și le-am zis la un moment dat, am fost mulțumit, soția e mai pretențioasă, eu am fost mulțumit. Dar le-am zis la un moment dat așa, copii, să știți că e bine să învățați, cât mai bine, dar nu mă lupt în primul rând să fiți primi în clasă, ci marea mea dorință nu-i să primiți premiu pe pământul acesta, ci marea mea dorință ca tată și maică ta ca mamă, noi avem o singură dorință, cea mai mare, în vârf, e să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Asta e lupta care ar trebui să ne macine. Copiii noștri nu să ia fața la alții, nu să fie primi în clasă ca tu să îți pui pe Facebook poză cu diploma lui fiul tău, da? Că să știți, așa suntem noi în viață. La început foarte mulți ne înghesuim la școală, dar la bacalaureat nu se mai înghesuie nimeni, mere copilul singur. În clasa întâia, toți îți pe lângă el, bună sa, mamă sa, unchisul, toți își iau liber de la școală. Domne, atât al pupă de zici că o gătați școală. Atât al pupă în clasa întâia, atâta merg, toți merg cu el. Și când merge copilul la bac, la examenul important, de la final, zice mamă sa, auzi, nu pot să-mi iau liber, du-te singură, du-te singur. Mamă, dar aș vrea totuși să fii cu mine. Nu pot, n-am cum să-mi iau liber de la școală, n-am. Știți ce spune înțeleptul Solomon? Că înaintea lui Dumnezeu face mai mult ce? Sfârșitul
decât începutul. Să știți, și în dimineața, în ziua aceasta, ar vrea să ne uităm la un pasaj, să ne uităm de fapt în cuvântul lui Dumnezeu și ar vrea să vedem în câteva cuvinte ce e important înaintea lui Dumnezeu. Ne mor tinerii. În Biblie m-am gândit și azi de dimineață. Sunt atâția tineri importanți înaintea lui Dumnezeu care au plecat de tineri. M-am gândit de multe ori și cea mai mare întrebare a bisericii primare a fost: de ce a murit Ștefan? Un tânăr cu potențial, un tânăr pregătit, un tânăr cu chemare, un tânăr cu inimă. Mi-a zis fratele Cornel, Eugenia a fost o tânără cu inimă pentru lucrare, pentru a ajuta, pentru a se implica. De ce ne mor oamenii de implicare? Ce ciudat ăla care bate din gură, mă, îi merge. Îi merge și zilele, îi merge și bicicleta să vină să bată din gură, îi merge și mașina, nu îi se strică. Și vezi oamenii de implicare, oamenii de slujire, parcă ne mor tineri, parcă pleacă de tine. Ștefan s-a întrebat biserica primară, de ce Dumnezeu nu a intervenit? Să nu lase pe Ștefan să moară. Era un tânăr de perspectivă. Ne-am pus toată nădejdea în el. Venea la biserică și totuși Dumnezeu îl îngăduie să plece de tânăr. De ce o tânără Tabita? Spune cuvântul lui Dumnezeu că asta după ce o croșetat o viață, o făcut haine, nu să le vândă pe Facebook, nu să le vândă pe, să le dea la vloggerii ăștia să-i vândă hainele, să arate ce haine de firmă o confecționat ea, o făcut pentru săraci, rămân acele și hainele. Vreau să te întreb, în urma ta ce va rămâne? Știi ce ori arăta văduvele? Zice cuvântul lui Dumnezeu, că ori veni și ori arăta lui Petru hainele care le-or făcut pentru orfani. Dacă ar fi să mor mâine, tu ce ai făcut pentru orfani? Ce ai făcut pentru văduve? Ce s-ar arăta în urma ta? Nu cumva s-ar arăta acele cu care i-ai impuns pe unul și pe altul? Ai croșetat și tu, dar nu haine, ce ai impuns. Că nu ți-o convenit, ai impuns, ai trimis mesaj, ai... Nu mai spun, da? Ce-ar rămâne în urma ta? Dacă ai plecat la noapte, dacă ai fi plecat azi noapte, ce-ar fi rămas în urma ta? Sticlele de băutură? Telefonul parolat? Nu-l mai poate deschide nimeni, nu-l mai poate citi nimeni. Înjurăturile care le-ai spus la nevastă-ta ieri, ce-ar rămâne în urma ta? Ce-ar rămâne în urma mea? Vă spun, veneam într-o noapte de la evangelizare și m-a izbit un gând și am zis, Doamne, tot timpul încerc când plec de acasă, să las o atmosferă bună acasă, că într-o noapte venind de la evangelizare m-a izbit un gând, Doamne, dacă nu mai ajung acasă? Dacă pe drumul ăsta e ultimul drum care îl mai fac pe pământul acesta și mor într-un accident, nu vinovat eu, vine altul, adorme la volan, a intrat în tine. La final, la înmormântare, vor întreba pe copiii mei, frații, care au fost ultimile cuvinte care ți le-a spus tata? Care a fost ultima imagine a tatălui, a lui Dani Popa în casa voastră? Ce v-a zis tata? Și tot timpul încerc să las o atmosferă deosebită în inima copiilor și a soției. Am zis, dacă plec și nu mă mai întorc, vă spun și vă întreb, în urma ta ce-ar rămâne? Ce-ar zice copilul tău? O murit tata. Hai să-ți arăt câte baxuri de băutură au rămas. Sticle goale, uite aici cât o băut. Mi-au arătat la o înmormântare într-un alt județ o tânără la înmormântarea tatălui ei, a murit la 50 și ceva de ani. O arătat fata asta, era olimpică, foarte, foarte bine învățat la școală. Mi-a arătat o plasă de profi cu niște haine. Au zis, asta e tot ce a rămas în urma lui tata. O băut toată viața. Tot ce a avut, o băut. Zice, dacă nu dădea pe băutură, dădea pe țigări. Ce rămânea de la țigări, băga la jocuri de noroc. Zice, dacă îi dădea mama 10 lei să cumpere pâine, cumpăra numai de 5 lei pâine și 5 lei mergea și își lua o bere. Zice, noi n-am avut papuși la școală, n-am avut mâncare. Zice, mergeam din chirie în chirie. Și zice, uite, asta-i tot, trei haine, o rămas de tata. În urma ta ce rămâne? În urma ta ce rămâne? Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun trei lucruri ce contează înaintea lui Dumnezeu. Nu contează înaintea lui Dumnezeu cum pleci, ci contează unde ajungi. Nu contează cum pleci. Ștefan a plecat sub ploaia de pietre, a plecat lovit, poate că nici nu a fi fost deschis sicriul, să zică, bă, nu vă puteți uita la el, nu, lăsați sicriul închis, nici nu știm dacă a fost sicriul închis sau deschis, nu e asta important, nu e important cum pleci din lumea aceasta, nu e important,
Nu e important dacă te-or fardat, nu e important, pentru că asta e ciudat. Toată viața punem preț pe trupul acesta, care e fără valoare, e numai cutia cu care transportăm sufletul. E numai cutia aceasta. Uitați-vă la noi, ne uităm unii la alții, știți ce culoare avem? Care e culoarea noastră de fond? Știți care e? Culoarea pământului. Uitați-vă că noi avem aceeași culoare pe trupul nostru, exact culoarea pământului. Doamnă, fardurile sau cum se numesc astea, fondurile de ten care le cumperi, tot culoarea pământului le-a. Tu vrei să fii roșie în obraz, tot ca pământul arăți. Tot ca pământul. Deci asta e culoarea trupului. Trupul acesta e fără valoare. Toată viața n-a ieșit din casă nepieptănată, nearanjată, bucle, stai câte o oră, două în oglindă. Nu mă încerci în continuu să arăți bine. Și râde moartea de noi când plecăm din lumea aceasta. Am pus preț pe trup și am lăsat sufletul neîngrijit. Și vine, nu-i ciudat, că toată viața ta ai fost atentă la detaliile trupului. Să fie pantoful curat, să fie rochia călcată. N-ai ieșit din casă nepusă la punct. Și când pleci din viața aceasta, vin doi băieți de la pompe funebre, unul semitreaz, îți dă un costum de 100 de lei, tu n-ai purtat sub 100 de euro. Și îți dă un costum de 100 de lei. Îți dă niște pantofi, înainte erau de carton, acum azi din ăștia normali. Îți dă niște pantofi ieftini. Îți bagă mâna în păr un pic, te aranjează, tu care nu ți-o pus nimeni mâna în păr, numai cu afeza ta. Și vine, îți bagă mâna în păr, te aranjează și îți spune, ești ok, te pune acolo. Și-i ciudat, toată viața ai pus preț pe tine, în loc să pui preț în tine, în viața ta, în sufletul tău. Știi ce-i ciudat? Cât te-ai crezut de prețuit și de prețuită. După trei zile, toți care te-au iubit, știi ce spun? Trebuie să o scoatem afară. Undeva la marginea satului. Ăsta-i omul, ăsta-i trupul. Dar vă spun ceva, spunea C.S. Lewis, noi nu suntem un trup și avem un suflet, ci noi suntem un suflet și avem un trup cu care îl transportăm, cu care îl ducem în fiecare zi. Nu e important cum pleci, ci important unde ajungi. Ștefan o zi, știu unde ajung. Nu contează că-s cu pietrele pe mine. Nu contează că-mi curge... Cum ar fi fost să predicăm de Ștefan că a murit cu o piatră în mână? Că putea și el să zică, bă, a murit, dar le-am dat și eu. I-am zis și eu. I-am dat și eu cu o piatră. Să moară cu piatra în mână. Să scriem pe ea piatra lui Sfântul Ștefan, cu care o dat și el. El nu. În momentul în care au venit loviturile peste el, câtă maturitate trebuie să avem în sensul acesta. Câți dintre noi, dacă am fi murit, nu mai zic când, ai fi murit poate cu piatra în mână, cu toporul în mână, cu pumnul strâns, înțepenit, nu puteau să îți pună palma deschisă pe piept. De ce? Că erai cu pumnul strâns, că ai amenințat. Dacă ai fi făcut infart în momentul când ai urlat să ți se înțepenească gura, să mori cu gura deschisă, să nu-ți poată închide gura, cum ai fi arătat? Nu? Ștefan, știi ce-o zis? Nu contează că vine piatra peste mine. Nu contează că trupul acesta ăsta se degradează. Dar știți ce au avut puterea să facă? Să ridice ochii în sus. Și au zis, știu unde mă duc, că văd cerurile deschise. E mare valoare în clipa morții să văd cerul deschis al lui Dumnezeu. Și aș vrea să-ți spun ceva, cei care umblă cu Dumnezeu în viață, în clipa morții vor vedea cerul deschis. Asta e dorința noastră, când plecăm din lumea aceasta să nu ne ținem de cerceaf, să nu ne ținem de doctor, să nu ne ținem de paturi, ci să putem să ridicăm mâinile în sus și să spunem, vedem cerurile deschise. Pentru că nu e important cum plecăm în salvare, la urgență, la spital, ci important unde ajungem. Anul trecut, în primăvară, am predicat în județul Arad, la Ineu, în orașul Ineu, la o înmormântare la o soră de 50 de ani, cadru medical acolo în spitalul din orașul Ineu. M-a sunat fratele păstor de acolo și a zis, uite, la înmormântare o să fie multe cadre medicale, colegi de-a surorii noastre, te rog frumos dacă poți veni la înmormântare. Și m-am dus. I-am zis, pot să vin și vreau să vin la înmormântare. S-a ținut în capela din cimitirul din Ineu, de acolo de la ieșire din oraș. Au fost foarte multă lume, mulți oameni, cadre medicale, asistenți, asistente, colegi de-a surorii noastre. Înainte de predică, păstorul îmi spune, o să citesc necrologul. Și eu la necrolog sunt foarte atent că acolo mai primești ceva din partea lui Dumnezeu, ceva specific pentru înmormântarea aceea. Și la un moment dat,
Necrologul a fost scris de una din fetele surorii noastre. Fata ei era nepocăită, o tânără, vreo 30 de ani. Și a scris fata asta așa, zice, mama mea a suferit, a avut o boală gravă de plămâni și a spus așa, zice, cu o zi înainte să plece din lumea aceasta, mama mea a zis către mine așa, fata mea, se aude ceva. Și zice, am stat atentă să văd ce se aude, să ascult. Și am zis, mami, nu se aude nimic. Numai ți-i se pare, ai halucinații. Și a zis, nu, ascultă, se aude ceva. Cântă cineva. Și zice, am zis, mă, televizor, telefon, radio, ceva porni. Zice, m-am dus prin toate camerele să văd dacă e ceva porni, mama aude. Și zice, m-am întors și am zis, mami, nu se aude absolut nimic. Absolut nimic, totul e stins. Și zice, ea cu o seninătate extraordinară pe față, s-a uitat spre mine și a zis, fata mea, se aude un cor care cântă. Să știi că mă duc să cânt împreună cu corul acesta. Vă spun, când am auzit lucrul acesta, că a zis sora noastră, în clipa plecării, am zis, Doamne, mă lupt cu toată inima, alerg cu o singură nădejde, ca în ziua când plec de pe lumea aceasta, să aud și eu corul acesta, să pot să spun în clipa plecării, ce a zis apostolul Pavel, mă așteaptă cununa, aud corul, nu mă țin de pat, nu mă țin de cerceaf, nu mă țin de smurd, ci știu ce mă așteaptă. Când pleci din lumea aceasta, Doamne, ce te așteaptă dincolo? Unde pleci? Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu contează cum pleci, ci contează unde ajungi. Știi ce mai contează înaintea lui Dumnezeu? Nu contează cine te duce, ci contează cine te așteaptă. Nu contează cine te duce. M-a sunat un frate de aici din județ de la noi, păstor, într-o biserică și a zis, zice, frate, Dani, zice, avem o soră în biserică care a zis, când moare ea, zice, vrea să fie o mormântare grozavă, a vorbit cu o fanfară, cu... și zice, printre predicatori, a zis că vrea să vii și tu la înmormântare. Și zic, dar o murit, zice, nu o murit, nu, zic, spune așa la sora, că cel mai mare om a Vechiului Testament, cel mai mare om a Vechiului Testament, a avut o singură persoană la înmormântarea lui. Spune că Moise, omul lui Dumnezeu, n-o ținut foarte tare cine îl duce. Că noi asta, vine popa, vine fanfară, vine cor de tineri, vine păstorul, vine să fie mulți. Nu e important înaintea lui Dumnezeu cine te duce, ci e important cine te așteaptă. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că pe Lazar, cred că l-a fi dus primăria, că ăsta nu a avut cine să-l ducă, nu a avut neamuri, că dacă avea familie, nu-l lăsa să cerșească la ușa bogatului. Ăsta nu l-a dus nimeni. Dar cine l-a așteptat? L-a așteptat Avram cu sânul deschis să-i spună, fiule, tu ai suferit, tu ți-ai acceptat situația și ai fost iubit de Dumnezeu. Tu nu ți-ai ales, tu ai acceptat ceea ce ți-a venit. Și zice, tu vino să fii mângâiat, pentru că nu e important cât te duc, ci e important cine te așteaptă. O zi, Ștefan, văd cerurile deschise, dar văd în ceruri cine mă așteaptă. O zis, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Pentru că atunci tu când pleci din lumea aceasta și ai trăit vertical pentru Dumnezeu, pleci în picioare, trăit o viață curată cu Dumnezeu, în ziua plecării, Fiul lui Dumnezeu se ridică în picioare. O zis, eu știu unde mă duc, dar zici, eu știu și cine mă așteaptă, pe bogat. Ia gândiți-vă, cam cum a fost în mormântarea bogatului din Luca 16, câți l-au dus? Cât convoi, cât o fi durat în mormântarea, ce lume o fi fost la priveghi, cine l-or dus la groapă. Uitați-vă câți l-or dus, dar uitați-vă cine l-a așteptat. Zice că a murit bogatul și l-au îngropat și a ajuns în locuința morților în chinuri. Dar zice că Lazar, pentru că și-o ales ceea ce nu i se ia niciodată, o ales mângâierea lui Dumnezeu. Păi cum mă, să fii mângâiat? Dar e la modă în vremea asta să umbli la casa lui Dumnezeu, să fii zeci de tineri în biserică și să mai mergi la adunare, când alții își trăiesc viața, că și așa e scurtă, tu să mergi la... Da, pentru că avem un moment în care fiecare dintre noi trebuie să decidem ce facem pe pământul acesta și cine ne așteaptă. Bogatul și-a luat partea cea bună, o zis, tu ți-ai ales, Doamne, cum spunem noi, așa mi-a rânduit Dumnezeu, Doamne, nu mai vorbi prostii, că nu ți-a rânduit Dumnezeu, așa ți-ai ales,
așa ți-ai ales. Nu Dumnezeu ți-a rânduit să faci ceea ce ai făcut. Nu, așa mi-a rânduit Dumnezeu. Nu, nu, eu zic la bogat, tu ți-ai ales, tu ai fost conștient când ai ales. Îmi doresc în, după masa aceasta, îmi doresc cu toată inima să alegem pe Dumnezeu. Pentru că în ziua când plecăm de pe pământul acesta, nu e important câți ne duc, ci important cine ne așteaptă. Când vom pleca de pe pământul acesta, să ne aștepte cel ce l-a așteptat pe Ștefan, cel ce l-a așteptat pe tânărul Ștefan, cel care l-a așteptat martirii noștri, cei care l-a așteptat pe înaintașii noștri, pe părinții noștri, pe cei dragi ai noștri, să ne aștepte și pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să vă spun, înaintea lui Dumnezeu nu contează lungimea vieții, ci contează clipa vieții. Noi punem, Domne, o trăim mult, o iubit Dumnezeu, 90 de ani, m-am îngropat pe o soră, 98 de ani. De mult n-am predicat la înmormântare la cineva să trăiască așa de mult, 98 de ani. Dar nu important înaintea lui Dumnezeu lungimea vieții, ci important înaintea lui Dumnezeu clipa vieții, clipa vieții. Pentru că poți să trăiești multe zile și să n-ai treabă de Dumnezeu. Sau poți să trăiești puține zile, cum o trăit Ștefan, cum o trăit Ioan Botezătorul, dar 6 luni să trăiești pentru Dumnezeu. 30 de ani să-i trăiești pentru Dumnezeu. Sau că trăiești mult sau puțin, dar să ai în viață clipa vieții care face diferența. Știți că toți avem în viață șansa să facem diferența în viață, binecuvântare sau blestem? Asta e clipa vieții care ne oferă Dumnezeu. Vine cuvântul Domnului, omului Dumnezeu, Moise, în Psalmul 90 și spune așa, zilele noastre trec ca un sunet. Sunetul durează o clipă sau mai puțin de o clipă. Uitați-vă că și în viața aceasta, ceea ce face diferența este o clipă. Spui, și-o luat ochii de la parbriz și l-o pus în telefon. Zice, nu mai am dat ok, nu mai am citit mesajul, numai o clipă. Și-o fost dezastru. Știți că între dezastru și binecuvântare, între iad și rai, știți cât e? O clipă. E o clipă care face diferența. Ieremia 46:17 spune așa, Faraon nu este decât un pustiu, că a lăsat să treacă clipa potrivită. Auzi, și Faraonul a avut un moment în care Dumnezeu i-a oferit o clipă potrivită să-și schimbe destinul, să schimbe viitorul lui. Și o zis, zice, o lăsat să treacă clipa potrivită, o clipă care face diferența. O zis Domnul Iisus și atât de frumos zice cuvântul lui Dumnezeu, că noi ne gândim în ziua când plecăm să fie bine, să aibă și copilul, să aibă și nepotul, să aibă toată lumea, dar în ziua plecării contează un singur lucru. Și dacă uitați tot ce am predicat, lucrul ăsta, dacă îl țineți minte, e suficient. O zis Domnul Iisus așa, cine l-are pe Fiul, are viața. Ăsta e lucru care face diferența. Cine are pe Fiul, are viață și cine n-are pe Fiul, n-are viața veșnică. Deci, ăsta e lucru care contează în clipa morții. Dacă l-ai avut pe Fiul sau dacă n-ai avut pe Fiul. Ce a făcut diferența între rai și iad, între binecuvântare și blestem. Lângă Domnul Iisus pe cruce au fost răstigniți 2 tâlhari. Unul a știut să profite de clipă. A știut că e o clipă unică în viață, când Domnul îi poate schimba destinul. El nu a venit să spună, Doamne, nu mă mai pot coborâ, că mai am de semnat niște acte, mai am de rezolvat niște probleme, mai am ceva de făcut, nu mă poți ajuta. Și au zis, nu mă interesează asta. Unul din tâlhari se uită la Domnul și îi spune, dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, fă ceva pentru mine. Și-o zis, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Adu-ți aminte și de mine. Știi ce i-o zis Domnul? Astăzi, pentru că ai înțeles clipa care ți se oferă, astăzi vei fi cu mine în rai. Adevărat, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Știi ce-mi doresc? Toți din locul acesta, cu cei dragi ai noștri, să profităm de clipa care ne oferă Dumnezeu, de șansa de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și în ziua când vom pleca de pe pământul acesta, cel ce l-a așteptat pe Ștefan în picioare, să ne aștepte și pe noi. Îs convins cu toată inima că a așteptat-o și pe Eugenia. Florine te așteaptă și pe tine. Singura nădejde să vă reîntâlniți e împărăția lui Dumnezeu. De aceea luptă cu toată inima să rămâi lângă Dumnezeu, cu copiii de mână înaintea lui Dumnezeu. Mai avem puțin sau mai mult,
de alergat, oricum mult nu mai stăm pe pământul acesta. Semnele ce se întâmplă în regiunea noastră, pe globul pământești, ce ne arată? Că nu mai stăm mult pe pământul acesta. Și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Și biserica din Udvin zice, vino Doamne Iisuse. Lucrurile acestea ne fac să ne scârbim de pământ, să iubim cerul cu toată inima și finalul alergării să fie în împărăția lui Dumnezeu pentru toți. Amin.